regăsit la o nouă întâlnire cu agricultura de performanță care se practică în insula Marea Brăilei, cea mai mare fermă din Uniunea Europeană. Într-o perioadă în care aproape toți agricultorii români sunt afectați de cantitățile de apă văzute în exces din cauza ploilor, ne-am propus să vedem cum reușesc specialiștii de la Agricost insula Marea Brăilei să gestioneze. Fauna și floră, deci, acvatică, în teren agricol, s-a construit într-un singur an, în 1964. Și pentru construcția lui a trebuit să se escaveze și să se taseze, să se facă acest dig în sumă totală de terasamente de 10 milioane. Foarte ușor, apa din Dunăre poate fi luată și dusă apoi în sistemul de irigații. Totuși, în insula Marea Brăilei se acordă un rol foarte important managementului apei. Dați-ne câteva detalii despre tot ce se întâmplă în insula Marea Brăilei din acest punct de vedere. În necunoștință de cauză, cei care sunt în exteriorul digului insulei Marea Brăilei pot să vorbească orice. În interior, noi cei care ne desfășurăm activitatea aici, ne confruntăm cu o serie de probleme foarte complicate, din toate punctele de vedere, legate tocmai de sistemul de desecare pe care nu toată agricultura românească l-are și care necesită o atenție deosebită. După ce treci Dunărea prin dreptul silosportului de la Stânca, treci pragul celor 56.000 de hectare care formează bastionul agriculturii românești. Privind în zare, câmpurile arată superb. Rapița înflorit, orzul și grâul transformă câmpia într-un imens ocean verde, iar firele de porumb își fac grăbit loc prin brazdă spre lumina soarelui.
Mulți se vor mira văzând aceste imagini și o vor face în contextul impresionantelor cantități de precipitații care au căzut în ultimul timp și care au devastat sute de mii de hectare de pe suprafața României. Ne aflăm la o stație de desecare, de pompare a apei în exces din insula Mare a Brăilei, înapoi în Dunăre. Acesta este ultimul punct al întregului proces de management al apei. Exact. Această stație, în primul rând, câte astfel de stații se sunt găsesc șapte în insula Mare? Sunt șapte stații de asemenea mărime. Capacitatea instalată pentru toate stațiile de bază este de 50 de metri cubi pe secundă. Vă dați seama, o cantitate imensă. Asta este una din cele șapte, așa, care este, dacă vreți, reversibilă, pentru că aici sfârșește apa încărcată cu sărul minerală care este evacuată în Dunăre și aici începe apa preluată din Dunăre pentru irigație. Sistemul de desecare pe care nu toată agricultura românească îl are și care necesită o atenție deosebită. Adică Balta Brăilei, astăzi insula Mare a Brăilei, 154 de kilometri de dig realizat în 1964, 70.000 de hectare, Nu ar exista acest proces de management al apei, nu ar fi mult atenție acordată. Păi s-ar întâmpla și s-a întâmplat într-o altă serie de amenajări ale noastre. S-au sărăturat, deci e primul fenomen care apare, apa rămânând mult timp la suprafață, ea se evaporă. Și atunci în stratul acesta, dar numai în stratul acesta de suprafață, se cumulează cantități foarte mari de sare. Pentru că apa nu este pură, ea are sare. Vine la suprafață, dar sarea nu se evaporă. Numai apa se evaporă. Și sarea rămâne în stratul ăla superficial, nu la 20 sau la 30 cm. Aici unii cultivăm plantele. Și acolo problema ca să transforme un sol sărăturat într-un sol normal e o chestiune foarte grea. Zeci de ani de spălare. Adică trebuie să faci invers. Să vii să aduci apă, să faci drenaj mai încolo și să începi un proces invers, apa să treacă prin stratul acela de sol, să fie colectat undeva mai jos și să-l trimiți în Dunăre. O treabă complicată, foarte, foarte complicată. Anul ăsta, pentru că am avut precipitații mari de zăpadă, așa, și de ploi, în luna februarie, datorită ninsorilor abundente, au fost blocate canalele de desecare și a trebuit să reluăm activitatea asta de desecare numai pentru a scoate zăpadă din canal și a le-a crea funcționalitate, pentru că erau în pericol culturile
de toamnă și aveam probleme mari. Și dacă nu intrăm la această activitate, vă dați seama că era foarte, foarte greu. Ne aflăm chiar la o stație de pompare reversibilă. În partea aceasta noi avem desecarea. Deci aici avem refularea de la desecare. Prin conducte de metal, țeava este adusă din canalul de desecare colector și dată înapoi în Dunăre, dar acesta se întâmplă numai în perioadele de ploi foarte mari, în perioadele de nivel al Dunării. Practic, dacă am trecut prin situații în care același cin irigăm, facem desecare și facem apărare contra inundațiilor. Acest întreg proces tehnologic nu este o activitate la îndemâna oricărui fermier român, în special a celor care, în afară de insula Marea Brăilei, lucrează pământul scos de sub ape în urmă cu 5 decenii. Acest lucru se întâmplă datorită costurilor de realizare și întreținerea stațiilor și canalelor de desecare și irigare. Așa se face că rețeaua de control a apei pusă la punct de agricost insula Marea Brăilei reprezintă un prieten de nădejde împotriva vicisitudinilor. Pentru că din aliat, apa poate deveni o mare problemă. Poate să devină mare problemă și este un dușman foarte, foarte agresiv, foarte puternic, în fața căruia nimeni nu poate să intervină dacă se depășesc cotele la trecerea peste digul. Se spune de apă că e cel mai mare pericol al omenirii. Focul îl poți stinge, apa foarte greu, foarte greu te poți lupta contra ei. Dar e prietenul nostru în cele mai multe situații și în general. Fără apă n-am existat. Fără apă nu există viață. În anii în care Dunărea depășește faza a întâia de apărare sau chiar faza a doua de apărare, nu mai discutăm de recordurile pe care le-am înregistrat, aceste stații funcționează non-stop. Energia electrică este foarte scumpă. De fapt, ca pentru toți cei care utilizează această energie electrică, nu există niciun fel de diferență. Energia electrică e scumpă și o plătim noi. Deci cei care nu au probleme cu apa, cu sistemul de desecare, nu știu ce înseamnă aceste costuri. Costurile legate de decolmatarea, de menținerea rețelei de canale la parametri funcționali, de energia electrică consumată de cele 30 de stații de pompare, de putem face un cost lunar sau un cost pe an cu numai cu energia consumată, cu toate aceste stații pe care le aveți în insula mare? Dar cum să nu? Avem date concrete, certe. Cât s-a plătit pentru desecare, cât s-a plătit pentru irigații. Fără facturile suportăm noi toate. Sunt sume de ordinul sutelor de mii de euro, sunt sume de ordinul zecilor de mii de euro? Sunt sume de ordinul sutelor de mii de euro. Din păcate, pe care ceilalți colegi care ne, știu eu, invidiază că avem un pământ extraordinar, nu le-aș dori să fie în situația noastră puși în fața faptului împlinit să achite facturile la energie electrică pentru desecare. Da, în momentul în care se dorește a se face agricultură de performanță în insula Marea Brăilei aici, trebuie luate în considerare aceste amănunte, pentru că fără un sistem de desecare, un sistem de irigare, nu ați putea ajunge la cele recolte pe care le faceți an de an. Nu ați supraviețui. În 2 ani de zile, 2 ani în care nu reușești să fii profitabil după încheierea unui ciclu agricol, ești obligat să închizi. N-ai ce face. Și atunci, așa cum vă spuneam, nu mai aștepți la mila nimănui. Pui umărul și te apuci de treabă. Indiferent că costurile, până la urmă, vin și grevează costul efectiv de producție. Sunt costuri suplimentare, dar fără care nu poți face agricultură. Chiar și cu eforturile pe care Agricost, administratorul insulei Marea Brăilei, le face pentru a ține sub control apa, nu totdeauna reușește să stăpânească furia naturii. Domnule Hada, ne aflăm într-o zonă care a fost calamitată, unde s-a produs această desecare. Ce s-a întâmplat concret aici și ce lucrări au fost făcute? Este un exemplu concret de ce înseamnă desecare și problema apei în exces în insula Marea Brăilei. Aici se vede, s-au făcut eforturi deosebite pentru a reda în circuitul agricol a acestor 15-16 hectare în care a fost luciu de apă, datorită
zăpezilor, datorită, eu știu, configurației terenului. Nu se putea face nicio lucrare. Efectiv, pe această suprafață nu se putea face absolut nimic. Și am fost obligați să intervenim cu utilajele pe care le avem, pe banii noștri, pentru a elimina excesul de umiditate și a putea semăna. Încă a mai rămas suprafața care se vede aici, nesemănată. Sperăm ca în câteva zile, în urma eforturilor pe care le-am făcut, ca și această suprafață să fie semănată. Dacă încercăm să dăm acest pământ uscat la o parte, vom vedea că apa încă este la suprafață, la câțiva centimetri. De fapt, se vede, sunt și lacurile de acolo și volumele imense de săpături pe care le-am făcut pentru a putea reda circuitului agricol cele 15 hectare. Deci aceste canale de secare nu erau până nu a fost această problemă. Ele s-au constituit și cel de lângă noi de aici a fost făcut în momentul în care a apărut această problemă în primăvară. Exact. Reușita unui an agricol în insula Marea Brăilei depinde strict de modul în care este gestionată problema apei. Complexitatea managementului apei în insula Marea Brăilei o vedem în toată această zi. În momentul de față ne aflăm la o stație de pompare a apei. Dați-ne câteva detalii suplimentare despre rolul acestei stații. Ne aflăm la stația de secare SPD2, care are ca obiect de activitate preluarea apei din canalele de secare aferente acestei zone și pentru a înlătura eventualul exces de umiditate și să aduce la parametri funcționali pentru culturile care sunt aici în această zonă. Această stație de secare, ca și celelalte stații de repompare interioare, au scopul, așa cum v-am spus mai departe, pentru menținerea în funcțiune a sistemului de secare, cât și pentru repomparea apei care este în exces în zonele amintite. În momentul de față, tot ce înseamnă acest management al apei, că vorbim astăzi de insula mare a Brăilei, la cât se cifrează costurile într-un an de zile? Discutând pe întreaga amenajare de îmbunătățiri funciare și pe partea de, atât pe partea de irigație, cât și pe partea de desecare, și am să dau exemplu costurile din anul trecut, se cifrează undeva la 7 milioane de euro. Cu întreaga cheltuială care o realizăm atât pentru irigații, reparații la rețeaua de conducte subterane, cheltuieli pentru reparații și modernizarea stațiilor de punere sub presiune, service, pentru noi am preluat o serie de activități pentru utilizatori de teren, service pentru instalațiile de irigat și așa mai departe. Inclusiv pe partea de desecare, unde suportăm cheltuielile legate de costurile cu pomparea apei legate de energia electrică consumată, pentru decolmatarea canalelor de desecare, reprofilare și aducerea lor la parametri inițiali și legate de împrăștirea deponiilor. 7 milioane de euro este o cifră, este o sumă foarte mare. Este o sumă foarte mare, este o sumă care este atrasă și suportăm cheltuieli împreună cu utilizatorii de teren și în special cu societatea SC Agricol SRL, care are preluat terenul de la Agenția Domeniului Statului. În afară de acest lucru, noi trebuie să privim în atenție pentru dotarea cu utilaje performante. Avem ca obiectiv de activitate, de altfel, noi respectăm cu rigoare prevederile legii îmbunătățirilor funciare pentru paza și protecția întregii infrastructuri de îmbunătățiri funciare din insula Marea Brăilei. În ce constă munca într-o astfel de stație de pompare reversibilă? Concret, unul din capitole este acela de desecare, de a extrage apa din insulă înapoi în Dunăre. Altul este de a lua apa din Dunăre și a o trimite spre sistemele de irigație.
Da, păi asta este, că, de exemplu, pompa care o avem în față poate să facă două servicii. Când este exces de apă mult în baltă, trebuie să o luăm și o dăm afară în Dunăre. Când este secetă, trebuie să o luăm din Dunăre și băgăm pe canal de irigație, care această stație deservește 5 stații de presiune. Pe mai multe hectare în, da, această, pe, în această zonă. Da, se duce în jur la vreo 7.000 de hectare care plecăm noi pe canal de irigație. Toate aceste 7.000 de hectare sunt deservite de această stație de pompare stație, reversibilă. Da. În momentul în care e prea multă apă, se scoate afară, adică când plouă, când se face, când plouă apă și când a plouat 100 de litri, vă dați seama, mergeam cu toată capacitatea și nu făceam față, nu scădea, să neacă culturile. A fost o primăvară ploioasă în 2014, ați avut probleme în fiecare săptămână cu procesul acesta de desecare? Nu au fost probleme, că stația fiind pusă la punct, funcționează tot, deci doar apăsăm pe buton și da apa afară. Dar trebuie să fii aici, să fii atent, să fii, că se poate întâmpla oricum, sunt utilaje. Cheltuim odată cu eliminarea acestei ape și de asemenea foarte mult cheltuim cu menținerea în stare de funcțiune a acestui întreg complex de canale care reprezintă peste 1400 de kilometri. Costurile sunt enorme, se ridică la peste 100, între 150 și 200 de euro pe hectar. Așa ne costă. Știți că toată lumea se uită numai la nivelul producțiilor pe care îl realizăm, dar mai puțin vorbesc de costuri. Și aș vrea să vă completez. Foarte mulți spun că vă este foarte ușor, având în vedere că aveți Dunăre la doi pași. Dar nu țin cont de toate aceste probleme de pe urma excesului de apă. E adevărat, noi cheltuim mai puțin cu nu irigarea. Suntem nici în treapta întâia de pompare, nici în treapta a doua de pompare. Deci trebuia să împingem apa la înălțimi foarte mari. Dar faptul că eliminăm mai multă apă decât primim din insulă pentru a avea condiții optime de creștere și dezvoltare a plantelor, nu e o treabă simplă, este o treabă complexă. Dumneavoastră ați folosit termenul acesta de management al apei. Într-adevăr, este o artă să poți să le menții, pentru că foarte ușor poți cădea dintr-o extremă în alta. Să ai apa și să o pierzi, sau peste apa care o ai să vină alta și să devină exces de apă și atunci culturile sufăr la fel ca și atunci când nu au apă, ba din contra. Spre satisfacția noastră, suprafața s-a diminuat astăzi, cea aferentă celor 600 de kilometri de canale care le-am reprofilat și le-am făcut. În proporție de 80% acolo nu mai avem probleme. Dar efortul financiar pe care îl face compania noastră este anual, este imens. Este imens. Noroc că reușim ca prin celelalte acțiuni de reducerea lucrărilor solului, de reducerea forței de muncă, de reducere a produselor chimice pe care le folosim, cu doze reduse de îngrășăminte, deci reducerea de inputuri ne permite ca să investim în partea asta a activității de secare. Nu ne lăsăm și promitem ca în câțiva ani să arătăm o exploatație, cea mai frumoasă exploatație de lângă delta Dunării, care de asemenea este cea mai frumoasă delta a Europei. Ciudatul sistem de proprietate al digurilor, stațiilor de irigat și al canalelor de irigații face ca administrarea circuitului apei pe solele din insula Marea Brăilei să fie destul de greoaie, dar în special scumpă. Cât de greu este de întreținut o astfel de stație? Care sunt lucrurile de mentenanță? Ce probleme apar în decursul unui an? În timpul unui an de funcționare apar probleme diverse legate de menținerea în funcțiune a stației sau a stațiilor din întregul sistem de secare din insula Marea Brăilei. Apar probleme legate de reparații, de revizii periodice, apar probleme legate de dotarea cu agregate noi de pompare și mă refer aici la pompe și motoare electrice. Apar probleme legate de plata energiei electrice care se
consumă pentru pomparea apei din desecare. Sunt costuri foarte importante, sunt costuri care sunt suportate de utilizatorii de teren constituiți în organizația de desecare și drenaj. Bun, ați prefera ca toată această infrastructură să intre în patrimoniul, în subordinea organizației? Da, noi de altfel, împreună cu utilizatorii de teren din Insula Mare a Brăila, am constituit această organizație care are ca scop preluarea infrastructurii de desecare și drenaj, care este în proprietatea publică a statului, pentru folosință și administrare. De altfel, prin hotărârea de guvern din decembrie 2013, avem cadrul legal, dar încă nu am preluat pe bază de protocol și efectiv stațiile. Noi avem o colaborare cu ARINFU prin încheierea unei convenții de exploatare și de câțiva ani de zile suportăm cheltuielile legate de plata energiei electrice pentru pomparea apei din desecare, cât și pentru revizii și reparații. Tot acest sistem de desecare este la ODD, sistemul de irigații este la ANIF și ODD, iar tot ce înseamnă structura insulei Marea Brăilei este la acel dig de protecție, este la Apele Române. Da, este adevărat ceea ce spuneți, numai că potrivit legii 138 pe 2004 a îmbunătățirii funciare, utilizatorii de teren au fost obligați să se constituie în organizații de îmbunătățiri funciare, fiecare cu specificul ei. De altfel, în amenajarea de îmbunătățiri funciare din insula Marea Brăile funcționează trei entități juridice pe probleme de îmbunătățiri funciare, fiecare specializate, cu un anumit obiect de activitate, și mă refer la Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, Organizația de Desecare și Drenaj Insula Marea Brăile și Federația de Îmbunătățiri Funciare. Prin cele trei organizații, noi vrem să preluăm întreaga infrastructură de amenajări îmbunătățiri funciare din insula Marea Brăile. Scopul este ca utilizatorii de teren să aibă posibilitatea să comande sistemul atunci când este nevoie, pe partea de irigații, pe partea de desecare și pe partea de aducțiune a apei. Astfel se va eficientiza toată activitatea acestor organisme și, până la urmă, utilizatorul, că vorbim aici de insula Marea Brăilei sau alți utilizatori din incintele îndiguite, vor avea de câștigat prin acest lucru? Sigur, sigur, sigur. Pentru că infrastructura va fi aproape de utilizatorul de teren agricol, infrastructura pentru care se cheltuiesc milioane de euro, mă refer aici la întreaga infrastructură de mulți funciare, costurile sunt suportate de utilizatori, de cele trei organizații și avem posibilitatea nu numai de a repara și a menține în funcțiune, ci și de a moderniza. Și am să vă dau exemplu numai pe partea de irigații, avem proiecte de atragere fondurilor europene, acum prin nou program din perioada 2014-2020, încercăm să și credem că vom aloca resurse prin proiectele noastre și pe irigații și de desecare ca să modernizăm infrastructura și de irigații și de desecare. În momentul în care s-a preluat această suprafață în administrare, rețeaua de desecare era departe de a putea fi numită rețea de desecare. Foarte departe. Noi avem obligația, noi, cei care se ocupă de această rețea de desecare, pentru că sunt destule probleme, o să revenim mai târziu. Ar trebui ca odată la 4 ani această rețea de desecare trebuie să fie adusă la cotele inițiale de funcționare, pentru că altminteri nu putem discuta de o evacuare corectă a apelor. Ele vă referiți la cele canale de evacuare? La toată rețeaua de canale de evacuare. Ți se pare că aici este o problemă? Ele sunt legate de o anumită pantă de scurgere către
acele stații de repompare pe care le vedem și care sunt o grămadă în insulă și pe care ne chinuim cu niște costuri uriașe să le modernizăm. Noi am făcut o organizație, ODD, ODD-ul, care coordonează această activitate complexă, cu zeci de oameni, cu zeci de stații de pompare, cu costuri foarte mari. Dar noi am încercat astăzi să vă dovedim că n-am ajuns la perfecțiune, dar suntem pe drumul bun. Și așa cum cheltuim foarte mult cu irigatul, așa cheltuim foarte mult și cu desecatul. Ponderea care ar fi? Ce cheltuieli sunt mai mari? Cu sistemul de irigații? Cu siguranță sunt mai mari cele de, de irigare. Pentru că aici apa vine singură la aceste canale și numai o colectăm și o împingem peste Dunăre. În timp ce la irigare iei apa din Dunăre, o bagi în aceste conducte care le avem noi cu presiune și după aceea ce să o distribuim pe întreaga suprafață. Către pivoții de irigație. Nu, dar prin pivoți către plante, da. Pe mii de hectare. Deci treaba e mult mai complicată, costurile sunt destul de mari și cu irigația. Nu e o treabă... Deci între cele două, sigur, e mai simplu la desecat. Dar anul trecut, de exemplu, noi am folosit apă din Dunăre, jumătate din apa cât am trimis-o Dunăre. Așa că da, o glumă, foarte, noi foarte apa care o luăm, da, din Dunăre o plătim, adică costul apei, nu a energiei de pompare. Însă și apa, fiecare metru cub îl plătim că luăm din Dunăre, la apele române, dar apa care o dăm Dunării, nouă nu ne-o plătește nimeni și ne costă enorm. Să o aducem, să întreținem canalele și să o pompăm cu energie pe care o suportăm noi. Dar altfel n-am putea face producție în insula mare. Noi suntem aici o entitate, ca să spun așa, o formă unitară de exploatare și anume că practic suntem numai noi, mai avem câteva suprafețe de a unor privați, mai sunt locuitorii satelor pe care de asemenea îi deservim și sigur noi avem o organizație care cuprinde toate aceste organizații. Avem și noi o ligă de îmbunătățiri funciare în insula Mare a Brăilei. Numai că nu ne-au fost dat, digul nu ne-au fost dat, stațiile mari nu ne-au fost date, canalele mari de aducțiune a apei nu ne-au fost date. Deci când probabil că pentru state e mult mai simplu să ne le dea nouă. Dar în schimb v-au dat cheltuielile cu întreținerea. Da, absolut. Plătim orice pai mișcat trebuie este achitat. Cred că se va înțelege în final că nu trebuie să așteptăm de la stat și noi am dovedit aici. Iată, de exemplu, numai în decolmatare și reprofilare de canale, așa cum vedeți și în zona unde suntem, din cele 1400 de kilometri, circa 600 sunt deja realizate. Deci noi în câțiva ani, cu dotarea care o avem, vom reprofila ceea ce nu s-a făcut de când s-a făcut sistemul acesta, de când a fost conceput acest sistem. Se făceau ca să deconteze niște bani, câte 30-40 de kilometri pe an. Dar am luat treaba în serios, că ne-am dat seama că complexul acesta de lucrări trebuie bine condus și sigur că trebuie să-ți asumi răspunderea. Deci atât că și desecarea este un factor la fel de important ca sămânța pe care o utilizați, ca îngrășămintele pe care o utilizați, utilajele agricole pe care le folosiți pentru a ajunge la recoltele cu care vă mândriți. Vreau să vă spun că stațiile acestea care le vedeți în funcțiune, ele au fost în funcțiune pentru că le-am preluat, le-am automatizat, le-am dotat și am angajat oamenii și îi plătim și sigur că ne ocupăm serios de ei și de starea tehnică a acestor instalații deosebite. Mai avem ceva de pus în funcțiune, o să le punem și pe alea,
și sper ca în câțiva ani să nu mai avem probleme cu excesul de umiditate. Astăzi 10% din suprafața insulei practic nu produce datorită celor 5 zile cu exces de apă de care vă spuneam. Toate eforturile fermierilor din insula Marea Brăilei sunt susținute exclusiv din propriul buzunar. Statul, chiar dacă prin Agenția de Îmbunătățiri Funciare ar trebui să susțină aceste investiții, nu o face, iar marea majoritate a lucrărilor efectuate pentru irigații și desecare sunt aflate exclusiv în proprietatea statului. Statul mai degrabă și-a luat mâna de pe ele, iar cheltuielile au revenit practic către utilizatorii de apă. Așa să înțeleagă toată lumea, că până la urmă ăsta este adevărul. Trebuie să înțelegeți că noi am pornit de când a venit TCE și Agricost de la 7.000 de hectare irigate, practic 6 stații de punere sub presiune, care erau în funcțiune, și am ajuns acum la 28 de stații de punere sub presiune. Și la 40.000 de hectare. Și la 40.000 de hectare, așa cum spuneți dumneavoastră. Dar să știți că acestea toate s-au făcut pe fonduri proprii, pe costuri proprii, cu foarte multă muncă, și dar am ajuns acolo unde ne doream, ca o suprafață foarte mare din insulă, cum a spus dumneavoastră, 40.000 de hectare din cele 60.000 să fie irigate. În momentul de față, toată această infrastructură aparține statului. Da. Este în buzunarul ANIF-ului. Exact. Dar costurile și absolut tot ce se investește aici sunt plătiți din banii dumneavoastră. Sunt ale noastre, pentru că perioada romantismului a dispărut. De mult. Așa. Și atunci nu trebuie să te plângi sau nu trebuie să te duci cu jalba în proțap la nimeni dacă vrei să faci o treabă corectă. N-ai altă soluție decât să bagi mâna în buzunar sau să-ți canalizezi eforturile pentru a nu mai cere și a face ceea ce trebuie să faci pentru a obține niște rezultate pe măsura eforturilor pe care le depui. Pentru că nimeni nu te ajută. Pare rău că spun treaba asta. Da, există ANIF pe hârtie. Hârtie, da, pe hârtie. Pe hârtie. O mare parte dintre aceste costuri le reprezintă întreținerea sistemelor de aducere sau evacuarea apei. Pe o solă puteți avea probleme cu irigatul, adică va necesita o parte din solă să fie irigată, iar altă parte trebuie să fie desecată. Să fie desecată. O să vedeți, mai avem și acum, cu toate eforturile care le facem, mai avem și acum suprafețe care nu pot fi cultivate datorită excesului de umiditate. Cât la sută din suprafața insulei mari, din suprafața pe care o administrați? Putem discuta undeva la nivelul a 5.000 de hectare în fiecare an pe care nu le putem cultiva, tocmai datorită acestei dunări de dedesubt, Dunărea care ne înconjoară, da, orografiei 10% din totalul, exact, hectarelor pe care le aveți. E o cifră mare. Și dacă la secetă o plantă poate rezista și 2 săptămâni și chiar 3 săptămâni, la exces de umiditate nu rezistă mai mult de 5 zile, depinde de plantă. Unele sunt ceva mai rezistente, altele mai puțin, între care rapița este cea mai sensibilă. Ea nu stă mai mult de 5 zile, nu în baltă, în exces de umiditate, adică apă mai multă decât capacitatea de câmp. În momentul de față, în insula mare a Brăilei, sunt peste 1000 și ceva de kilometri de astfel de canale. 1424 de kilometri. La ce nivel ați ajuns cu decolmatările? Suntem la 550 de kilometri decolmatați, începând de anul trecut, de acum 2 ani de când avem primul excavator, și urmează să ne ținem de cuvânt ca în cel mult 4 ani de zile, deci peste un an și jumătate, 2 ani de zile, să terminăm toată rețeaua, după care trebuie să o reluăm. Asta vreau să vă întreb. Este acest ciclu de 4 ani de zile, în momentul în care un canal este decolmatat, după alți 4 ani de zile se reia acest ciclu pentru a eficientiza acest activitatea, proces? Activitatea este una non-stop. Se termină în partea asta, din partea cealaltă se reia activitatea. Deci e o lucrare care obligatoriu trebuie făcută, pentru că altminteri, vă spuneam, avem probleme deosebite cu suprafețele pe care nu le putem cultiva datorită Dunării, datorită luciului de apă, datorită excesului și mai mult tot. Da, până la urmă toate discuțiile duc către eficiență. Evident. Toate aceste procese ajută la eficientizarea activității din insula Marea Brăilei și până la urmă avea acele recolte cu care vă mândriți. Canalul este al ANIF-ului,
chiar dacă noi funcționăm ca ODD, utilajul este al nostru, omul este al nostru. Costurile sunt la dumneavoastră, proprietatea la stat. Deci trebuie, într-un fel, să încercăm să punem cap la cap și să putem să funcționăm într-o ordine firească. Că nu e posibil așa ceva. Ce s-ar întâmpla dacă nu ați efectua acest proces de decolmatare? Ce s-ar întâmpla în timp cu aceste canale? Aceste canale își vor pierde funcționalitatea. N-ar fi o mare problemă că își pierd funcționalitatea. Dar noi deja avem undeva la 5.000 de hectare în fiecare an care nu pot fi cultivate sau sunt calamitate datorită excesului de umiditate. Asta ar mai lipsi, vedeți câte eforturi facem, asta ar mai lipsi acum ca cele 5.000 de hectare care le avem anual să se dubleze sau să se tripleze. Deci, obligatoriu, nu putem să lucrăm fără desecare. E o lege nescrisă a incintelor îndiguite. Și deponiile rezultate în urma decolmatării și reprofilării canalelor de secare urmează a fi împrăștiat. Această activitate de împrăștiere a deponiilor o realizăm cu utilaje și avem aici un exemplu concret de un buldozer care face această activitate pentru a reda imediat în circuit terenul care a fost acoperit mai întâi cu deponiile rezultate în urma decolmatării. Așadar, acest pământ rezultat de problema de colmatării este tasat la o distanță de 20-30 de metri de solă, după care aici se va cultiva. Da. Urmează această activitate de decolmatare să fie finalizată. El se împrăște, acest pământ se împrăște, se nivelează și după aceea urmează să fie prelucrat terenul pentru a fi redat în circuitul agricol. Câte astfel de utilaje aveți în dotare în insula Marea Brăilei? Avem un buldozer, urmează să mai achiziționăm încă un asemenea utilaj, dar discutând de dotarea organizației de desecare și de drenaj, noi avem 8 utilaje pentru decolmatare, împrăștiere, deponii, alte echipamente necesare pentru activitatea noastră și în cursul săptămânii viitoare urmează să mai achiziționăm încă 2 excavatoare pentru activitatea de decolmatare. Un factor foarte important în toată această activitate care se produce pentru a menține în funcțiune stațiile de desecare și irigații, precum și canalele de ducere a apei spre sole sau spre Dunăre, îl reprezintă protejarea faunei. Chiar dacă la prima vedere suntem tentați să credem că aceste lucrări lasă în urmă munți de reziduri, Agricost Insula Marea Brăilei are grijă ca materialele folosite să fie ecologice, astfel că fauna menține o relație de coabitare prietenoasă cu vestitul agricultor român. În astfel de ape la noi se pescuiește, cine dorește vine și pescuiește, sigur respectând regulile de pescuit. Avem pește suficient, avem alte vietăți, așa cum le auziți, dar în același timp, din aceste canale, în perioada de ședere a păsărilor migratoare în această zonă, ele îi sursa lor de adăpare, pentru că aici poposesc, aș spune, miliarde de gâște care ne consumă grâu, orzul, rapița când îi au 10-15 cm, își refac forțele și pornesc mai departe în zona de iernare și, sigur, asta pe noi ne bucură pentru că, adică nu ne bucură într-un fel, să zicem, pentru că am creat o relație așa între noi și păsări, ele ne lasă dejecțiile lor și noi le dăm grâul nostru. Aici o treabă la care nu-i mai putem opune. Problema e când iernile sunt blânde și refuză să mai plece și rămân și aici. Rămân, cum au rămas anul acesta, până în primăvară au rămas aici, n-au mai zburat, nu și-au continuat drumul. Domnule Buzdugan, astăzi am văzut cât de complex este, sau cât de mult timp alocați managementului apei aici în insula Marea Brăilei, cât de complexă este numai această activitate de desecare, de problemele pe care le aveți cu excesul de apă, cauzat de faptul că sunteți între brațele Dunării. Insula Mare, prin conceptul ei de valorificare, este o amenajare complexă de îmbunătățiri funciare, care cuprinde o parte de apărare, una de desecare și de irigare.
Asta pentru că condițiile concrete de aici impun acest lucru. Dunărea fluctuează de la nivele foarte mici până la nivele foarte mari, inundabile, și atunci incinta trebuia apărată nu numai suprafețele de teren, cât și cei peste 6.000 de locuitori care trăiesc în cele 10 sate cu două comune ale insulei și o activitate economică susținută, determinată de realizările de producție. Digul de 154 de kilometri este factorul, reprezintă factorul de apărare. Al doilea e partea de desecare, pentru că atunci când nivelul Dunării crește, avem aport freatic foarte, foarte puternic. De asemenea, când precipitațiile sunt poate prea multe, cum am avut într-un an, au căzut 200 de milimetri în numai două zile. Dar aici cel mai mult lipsește apa și trebuie să o aducem și să dăm plantelor atunci când ele au nevoie. Deci este într-adevăr un management al apei, și anume când este prea multă să faci să fie în limite normale, iar când este prea puțină, la fel să faci să fie în limite normale. Adică sunt cheltuieli și pe partea de aducere a apei din Dunăre în insula Marea Brăilei și invers, preluarea apei din insulă și dusă înapoi în Dunăre. Eu vreau să vă spun că noi cheltuim enorm cu partea aceasta de eliminare a apei. Deci, pe de o parte, că această apă trebuie este colectată și pompată în Dunăre și nu poate fi, în momentul când este exces, n-ai nevoie de apă în câmp, deci nu putem, nici nu se recomandă să fie utilizată ca apă de irigații. Iar în momentul când este puțină, trebuie să menținem nivelul cât mai ridicat, astfel cât măcar o parte din rădăcini să poată utiliza apa aceasta și de asemenea să prin principiul capilarității, o parte din această apă să vină către partea activă a solului, alea 30-50 de centimetri. Punem punct aici incursiunii în dura luptă pe care agricolți din insula Marea Brăilei a dus-o cu excesul de apă. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni cu acest campion al agriculturii europene, vă dorim toate cele bune!